Bună ziua, mă numesc Adica Valeria, sunt elevă în clasa a 9C în instituția privată Liceul Da Vinci, iar astăzi vă voi prezenta proiectul meu cu titlul Citește în bibliotecă în baza dicționarului de arhaisme și regionalisme. Un dicționar sau lexicon este o lucrare lexicografică care cuprinde o parte semnificativă dintre cuvintele unei limbi, ale unui dialect, ale unui domeniu al științei, literaturii, artii, etc., așezate într-o anumită ordine, de obicei alfabetică, având în general definiția sensurilor cuvântului împreună cu pronunție, etimologie și alte informații, sau o listă de cuvinte însoțite de traducerile lor într-o altă limbă. Un dicționar ne ajută la confirmarea semnificațiilor cuvintelor parțial cunoscute, la căutarea cuvintelor necunoscute, la traducerile în una sau mai multe limbi, ne informează despre ortografia cuvintelor, sensul, formele de derivare și pronunția acestora, ne ajută în găsirea antonimelor, sinonimelor și a altor informații de ordin lingvistic și ne oferă un set de informații din multiple domenii ale științei și culturii. De exemplu, dicționarul enciclopedic, dicționarul de arhaisme și regionalisme. Eu am optat pentru dicționarul de arhaisme și regionalisme, ce are 447 de pagini și a fost publicat de editura Saeculum IO în anul 2019 București. Îmi place mult acest dicționar deoarece mi-a deschis o ușă spre lumea arhaică veche. Acest dicționar, elaborat de Gheorghe Bulgăre și Gheorghe Constantinescu Dobridor, include 30.000 de cuvinte și sintagme vechi de pe întreg teritoriul țării. El configurează, din punct de vedere istoric și geografic, o amplă imagine a bogăției și expresivității limbii române, precum și o frescă a contactelor ei cu celelalte limbi învecinate de-a lungul secolelor. Utilizate larg în scrierile literare pentru localizarea și datarea vorbirii personajelor, dar și în lucrări de specialitate, în presă, la radio și la televiziune, arhaismele și regionalismele rămân adesea neînțelese unei bune părți a publicului. Arhaismele fac parte din masa vocabularului și sunt cuvinte sau expresii care au dispărut din limba comună, ori au încetat să mai fie folosite, iar regionalismele, care de asemenea fac parte din masa vocabularului, sunt cuvinte cu o răspândire geografică limitată, cunoscute doar de vorbitori dintr-o anumită arie. Astfel, cititorii, adică elevii, studenții, scriitorii și jurnaliștii, au acum, grație noului dicționar, posibilitatea să-și lămurească toate incertitudinile de vocabular și să se apropie ceva mai mult de spiritul limbii. Citat, măsurarul civilizațiunii unui popor. Cum se exprima și Eminescu. Două articole lexicografice din acest dicționar pe care le-am ales, deoarece nu am auzit de ele până acum, sunt Prisnilic și Testemel. Abrevierile SN și REG ne arată că acest cuvânt este un substantiv neutru și un regionalism, iar numerele date ne spun că acesta are patru sensuri. Primul sens este de titirezul fusului de tors. Al doilea, însă în forma de prisnalic, este cel de jucărie mică din lemn sau metal, cu vârf ascuțit ce se poate roti pe o suprafață plană, sfârlează titirez. Al treilea, în formă de prisnilic, este de om vioi, sprinten, iute. Și al patrulea, tot în această formă, reprezintă numele dat mai multor părți ale morii. Lexemul testemel sau cu forma de testemele, testemeluri, este un substantiv neutru, folosit în limbajul popular, așa cum ne indică abrevierile SN și POP. Acesta are un singur sens de basma mare de pânză subțire colorată, tulpan, năframă. O asemănare este că lexiconul dat, la fel ca alte dicționare, explică esența și semantica cuvintelor, dar și indică cu ajutorul abrevierilor partea de vorbire, genul, numărul și precizează dacă lexemul dat este un regionalism sau arhaism. Însă, o deosebire este că acest dicționar conține doar cuvinte vechi, cunoscute de vorbitorii dintr-o anumită arie sau care au dispărut din limba comună și fac parte din masa vocabularului. Îndemn pe toți să-și cumpere un astfel de dicționar, deoarece vor putea să-și clarifice
toate ezitările și îndoielile de utilizare a unor cuvinte din limba română și vor face diferența dintre cuvinte învechite, cele arhaice și regionalisme. Mulțumesc pentru atenție!